O să vă rog să consemnați acest lucru. Voi proceda la semnarea autorizației de construire pentru Spitalul Regional de Urgență Iași. Imediat după ce a semnat autorizația de construire, primarul Mihai Chirica a vorbit despre eforturile depuse pentru ca toate documentele necesare să fie obținute într-un timp cât mai scurt. Spitalul Regional de Urgență Iași a intrat în linie dreaptă. După multe ezitări și confuzii s-a petrecut acest lucru și un lucru care ar trebui să-l menționăm cu mulțumirile de rigoare. Faptul că am reușit să conturăm o echipă, să o păstrăm cât se poate de strâns unită pentru acest scop, să încercăm să politizăm cât mai puțin acest subiect și dacă vă amintiți, nu m-ați văzut de foarte multe ori vorbind despre Spitalul Regional de Urgență Iași, decât în încercarea de a atrage promisiunea, decât de a atrage atenția tuturor guvernanților care s-au perindat pe la Guvernul României din 2015 în special și până în momentul de față pentru a nu uita de acest subiect. Întreg ansamblul din care face parte Spitalul Regional de Urgență Iași se va amenaja pe o suprafață de 120 de metri pătrați. Spitale regionale de urgență se vor mai construi la Craiova și Cluj-Napoca.